Soiul este Moldova, el e soi de masă, dar merge și la vin cu amestecături cu alte soiuri, cu Izabela, cu asta, că el la pigmentul lui foarte puternic și nu se petrece fermentarea totală, vreau zic, rămâne zahăr, rămășuțe de zahăr care trebuie să prefacă în alcool și din cauza asta nu se păstrează, dar amestecat cu alte soiuri, se petrece fermentarea totală și vinul se primește cu colorant foarte puternic și gustos. O dădem la vin, la fabrica de vin din sat. Avem fabrica de vin care lucrează cum lucrează, dar anul ăsta parcă ne-a făcut cineva embargoul rusesc în Săsâni. Că nu numai eu stau cu poama pe deal. Toți oamenii care au soiuri negri, Moldova, Izabela, alte soiuri hibride de culoare neagră, stau cu dânsa pe tufii pentru că la fabrica de vin nu primesc. Din motivul, spun ei că în stocuri, adică stocuri pline, n-au realizat producția și n-au unde o depozita piața din anul curent. N-avem unde o duce, dar am înțeles, primește la vinzăvod, dar e tare ieftină. Alba. Numai albă, dar neagră o avem pe deal un câr de poamă și de ce ca gerul vine de amă. A să o ducem la vinzăvod, nu știi încă dacă să ne primească. Ia că vinzăvodul nou ne dictează la țaran. Ia că de pildă tu ai producția asta, e tare bună, frumoasă. Tu ai să o dai cu un leu. Mai mult nu vrea, măcar vrei ghinea, nu, la revedere. Și gata, noi rămânem pe drum, țăranul rămâne pe drum, nu, noi nu avem nicio perspectivă. Eu anul ăsta o să o lepăd. Kilogramul de poamă nu costă nici cât eticheta de pe sticlă. Mâinii se arată în ghețuri la suprafața solului de minus 1 grade, înseamnă că toată poama cade la pământ, oamenii trebuie să o strângă de pe jos. E o bătaie de joc cu fabrica de vin în sat să n-avem unde da poama. Trebuie făcut ca în Europa. Acolo omul nu-și bate capul unde a-ți dea poama. Faci contract în prealabil cu fabrica de vin sau unde o realizează, are contract, știi unde s-o dea, cu cât s-o dea și el își caută de lucru. De aici noi ne gătăm de lucru anul prejur și toamna să plângem în marina vii. Eu am o vârstă, renunț la dânsa totalmente, o vând mai în scurt, tinerii care a vrea să o cumpere, să o cumpere și să lucreze.